Doar în luna aprilie 2018, în structurile turistice din județul Suceava au fost cazați 27.079 de turiști, un număr cu 34% mai mare față de luna anterioară, iar față de aprilie 2017, numărul sosirilor a crescut cu 3,3%. Cei mai mulți turiști, 52,4%, au preferat să fie cazați în hoteluri, 19,7% în pensiuni agroturistice, 18,6% în pensiuni turistice și 9,3% în moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice. Pe zone, cel mai mare număr de sosiri am înregistrat structurile din zona montană, cu 43,3%, fiind urmate de structurile situate în municipiul Suceava, 29,7%, apoi zona stațiunii balneare Vatra Dornei. Din numărul total al turiștilor, 86,9% au fost turiști români și 13,1% turiști străini, cei mai mulți din Europa. Pe lângă turiști din Germania, Italia, Spania, Polonia și Franța, au mai fost înregistrați și turiști din Republica Moldova și Ucraina. Creșterea în primele 4 luni ale anului 2018 față de aceeași perioadă anului trecut este de 3%, iar creșterea pentru perioada de înoptări este cu 3,3%.